Bună, bine ați venit pe acest canal. Long time no secret, că aș putea să spun că nu ne-am mai văzut de mult la un clip de șezătoare. Din câte puteți observa, mi s-a schimbat un pic background-ul, deoarece am avut o pornire de DIY și mi-am făcut singură un perete cu acest model de triunghiuri. Este foarte, foarte drăguț, dar nu aceasta este tema. Subiectul de astăzi, facem un haul. Am de toate, de la șampoane, machiaj, dar cel mai mult am haine și câteva perechi de încălțări, câteva perechi de încălțăminte. Așa că, fără să vă lăvrăgim foarte mult, haideți să trecem la treabă și să vă arăt ce am mai cumpărat eu în ultima vreme. Și o să încep cu lucrurile pe care le-am cele mai puține, pentru că termin super repede cu ele și o să vorbesc despre... Această paletă superbă de la Jeffree Star, Blue Blood se numește paleta. Așa arată ea în interior, este o superbitate de paletă. Am folosit-o chiar și în look-ul de astăzi. Sunt niște culori cu care se lucrează foarte, foarte ușor. Îmi place foarte mult această paletă și dacă vreți să o achiziționați, o găsiți pe www.mariono.ro. Este chiar foarte, foarte, foarte frumoasă. Are acest sistem de închidere foarte, foarte interesant, această culoare superbă de albastru, bineînțeles că și ambalajul este unul foarte, foarte frumos. Ok, și trecem mai departe de la paletă, dacă tot vorbim despre Mariono, o să vă arăt acest super parfum de la Emmanuel Ungaro. Se cheamă brandul de la care este acest parfum și în afară de partea că miroase super, pentru că mi-e plac foarte mult parfumurile dulci, așa arată acest parfum, este foarte frumos, este foarte, foarte drăguț, mai ales că culoarea mea preferată fiind roz, acest parfum a venit la fix în noua mea colecție. Miroase foarte floral, miroase superb, miroase a flori, este foarte frumos și îl găsiți și pe, bineînțeles, tot pe www.mariono.ro. O să vă las oricum link-uri în descriere pentru toate produsele despre care vom vorbi astăzi. Next sunt aceste chestii colorate. În primul rând, funny story, eu tot întreabă spuneam, bă, fată, tu cu ce te mai speli pe păr? Pentru că mie mi se îngrașă părul foarte, foarte repede și nu știu exact cu ce să mă mai speli pe păr, pentru că mi se îngrașă o zi, da, astăzi mă spăl, mâine e foarte gras. Dar nu fac tâmpenia să mă spăl a doua zi, pentru că așa îl învăț și nu mă spăl, dar mă deranjează foarte, foarte tare că este gras. Ok, și zic, fată, și tu cu ce te speli? Păi, am vorbit cu tipul acela Capet, nu știu dacă îl urmăriți pe Instagram, și mi-a recomandat niște șamponuri de care se numesc Bad Head. Și că eu îl folosesc pe cel care se numește Recharge. Intră blonda de Andreea pe Mag și să-și comande acest șampon. Mamă, când am văzut eu, în fine, am citit acolo Recharge și am comandat șamponul. Fericită că a venit comanda, nu știu ce, deschid coletul în loc de șampon, am cumpărat balsam. Mai exact este vorba despre acesta. Așa arată balsamul, este la cantitate 750 ml. Since I remember, am dat pe el, cred că vreo... tot cu transportul vreo 70 de lei sau 75 de lei, something like that. În fine, zic, ok, fericită, încântată, dar totuși eu nu vreau balsam, eu vreau șampon. Intră din nou blonda de Andreea pe EMAG, vede recipientul de șampon roz, mi s-a părut mie în poză, nu mai citesc exact ce este, pentru că acest Bad Head are șampon de toate națiile și pentru toate tipurile de păr și am comandat. Vine comanda mea, fericită, încântată, am comandat șampon pentru păr blond. Da, eu sunt blondă. Așa arată șamponul. Se numește Damp Blond. Dar problema cu părul meu este că eu sunt blondă de undeva de aici. Adică eu nu sunt blondă la rădăcină. Și ca să mă spăl cu șamponul ăsta, trebuie să-l folosesc doar pe lungime. Și nu vreau să dau 70 de lei pe un șampon pe care să-l folosesc doar pe lungimea părului. So, ca să nu mă las bătută, am mai făcut o comandă, dar că data asta nu am făcut-o pe EMAG, ci pe Notino și am dat în sfârșit comandă de șamponul pe care totuși mi-l doream, acesta este. Se numește Bad Head de la Tigi sau TG Recharge High Octane Shine Shampoo for Dull and Lifeless Hair. Da, primul rând, șamponul meu, părul meu este destul de fără viață, că dacă eu nu l-aș aranja, e săracul... Nu. Au, nu știu, un mod de prezentare foarte drăguț, adică aceste culori de la șampoane sunt foarte, foarte mișto. Și ce aici, you must have a sense of humor to use our products.
Așa că am început să folosesc această gamă. Ăsta miroase a gumă de mestecat, și miroase genial. De fapt, toate au miros foarte mișto, adică ca și șampoane miros super mișto. Încă nu știu exact ce să vă spun despre ele pe părul meu, dar urmează să le testez și să vă spun exact părerea mea despre ele. Ok, trecem mai departe la haul-ul nostru și o să vă vorbesc despre încălțăminte. Avem 3 perechi de încălțări și o să încep cu preferata mea, care este aceasta. Aceste sandale cu toc ortopedic din plută, cu, de fapt, din iută, așa se numește acest toc, iută se numește, sunt dintr-un fel de catifea. Aici sunt destul de înalte, au jur de 13 sau 14 cm tocul. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Nu sunt cele mai comode sandale ale mele, însă sunt foarte de efect. Asta le-am luat de pe Zapatos și, din câte știu, au fost 99 de lei. Dar sunt super, super faine. Ok. Iar următoarea pereche de încălțăminte este aceste espadrile foarte, foarte faine sau sandale cu toc ortopedic sau cum vreți voi să le spuneți. Sunt în această culoare galbenă, superbă, și au aceste șnururi care se leagă în jurul gleznei. În jurul gleznei sunt foarte, foarte, foarte drăguțe, îmi plac foarte mult și cred că pentru vara asta, pentru persoanele cărora le este lene să-și facă pedicura, aceste încălțări vin la fix, la fix, la fix. Așa arată ele, sunt super, tot de pe Zapatos, tot 99 de lei. Sunt foarte drăguțe, îmi doream de foarte mult o pereche de sandale din trase de espadrile, din trasea cu șnur, ca să pot să port și eu blugii și să mi se vadă ceva drăguț în picioare. Iar ultima pereche, care nu este achiziționată chiar de curând, probabil ați mai văzut-o pe la mine, încă nu, însă nu știu, am zis că să vă voi includ și pe asta în haul-ul acesta, pentru că nu v-am arătat-o niciodată pe cameră. Este vorba despre această pereche de pantofi. Este vorba despre această pereche de pantofi stiletto. Au un toc foarte deosebit, este un toc aparte. Mi-au plăcut în primul rând designul acestor pantofi. Vin foarte, foarte fain, sunt destul de incomozi, însă sunt atât de ușori, încât nici măcar nu-i simți în picioare. Îmi plac foarte mult, ăștia am luat de pe depurtat.ro și mi se pare că au fost 120 de lei. Dar oricum, dacă mai găsesc link către ei, vi-l las. Dacă nu găsesc, știu că am mai băgat acum niște modele asemănătoare cu astea. Eu mai mult i-am cumpărat în primul rând pentru tocul acesta, că v-am zis că este un toc deosebit, nu văzut la toate perechile de pantofi. Și apoi pentru designul acesta foarte colorat, foarte de vară. Ok, and cred că am terminat în principiu cu încălțămintea. Acum o să trecem la haine, însă eu o să trec să probez hainele, iar voi o să le vedeți cum le asortez eu, mai mult sau mai puțin. Bineînțeles că este decizia fiecăruia dacă îi place cum sunt asortate sau nu. Mie personal îmi plac foarte mult și o să încerc să creez lucruri cu ele. Ok, atâta vorbărie, haideți să trecem la probatul hainelor.